Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de bine. Astăzi suntem pe site-ul utcoinbets.com. N-am mai deschis de mult pachete pe acest site și m-am gândit că ar fi o idee bună să facem, pentru că în luna mai vine oricum Team of the Season, Team of the Year, ceva. Și bun, azi deschidem pachete. Uite, o să începem cu astea de 10.000, o să deschidem două. Dacă vă place acest tip de episoade, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să vedem câte like-uri putem strânge la episoadele de genul de pack opening. Bun. Primul pachet, Morgan de 77. Hai că n-am pierdut bani deloc. No, no. E Atsu de 76. Minunat. Iar o să deschidem pachetul de 50.002. Bun, haidem. E Inform Donnarunu. Ce nume au ăștia, mă? Am făcut profit, respect. Bun, încă un pachet. Și Inform Arnaut. Băi, deci n-am auzit în viața mea de jucători ăștia. Oh my god, 139.000 într-un pachet de 50.000. Respect, respect maxim. Hai să deschidem două de 100.000. Inform Duru, tot ăsta. Oh, shit. Am pierdut tot profitul. Oh, nu. Am pierdut toți banii, hai. Ăsta. Inform. Băi, dar eu nu le înțeleg numele, pe bune. 237.000. Oh my god, pe profit, respect, respect maxim. Oh, respect, suntem pe profit cu 164.000 de coins. Bun. Hai să deschidem pachetele de Team of the Year, luăm 3 pachete. Oh, da, mamă, cum o să fie astea. Știi cum fac cu coinsurile? Așa, uite, așa fac. Fii atent. Ia uite. Pachetul meu, da? Băi, dar nu pică un jucător normal, mă. Eram hype degeaba că am pierdut 100.000 pe pachetul ăla. Inform Bonucci, 88, ăsta trebuie să fie scump. Come on. 383.000. Oh my god, du-te, băi, frate, câți bani. Oh, Depay și ăsta și Bonucci și toată lumea și Schweinsteiger și 400.000. Bun. Încă unul. Încă un pachet. Bailey știu. Oh. Dar stai pe profit cu 200.000. Bun. Mai luăm, uite, luăm 5 pachete de astea. Luăm 5 pachete, ne spargem toți banii. Facem o nebunie, facem o nefăcută. Haide. Hai. Am înțeles. Nu. Bun, încă o dată. Haide. Tiago, 80, ăsta trebuie să fie scump. Gata, profitul. 30.000. Haide. Godin, ăsta trebuie să fie scump. 91, dacă ăsta nu-i scump. Oh, nu cred, așa pachet. Oh my god. Hai încă un pachet incendiar de 170. Oh, El Sharavi, el ăla ăsta. 84. Am făcut 10.000. Bun. Hai să mai deschidem pachete de 100.000, că nu prea am deschis din astea. Nu 34 de pachete, că n-avem atâția bani. Sper să nu pierdem tot profitul pe pachetele astea. Sper, nu știu. Haide. Nu, de ce? 20.000. Haide. Ba și șup șup. Nu. Pierdem banii, nu. William, ăsta e 86, un pic mai scump. Tot am pierdut bani. Bun, nu mai. Bun. Fiți atenți, da? Luăm 8 pachete ne ajung. 1.200.000. Mamă, am luat 8 pachete. 8 pachete.
Mamă, uite-o pe asta cum vine, frate. Auto. Bun. Mai am 2000 de puncte. Haide. Primul pachet. Am pierdut bani la ăsta, cred. Da. Bă, ce mișto arată cartonașul ăsta, adevărat. Bun, hai. Încă un pachet. Benteke, ăsta e scump. Ăsta trebuie să fie scump. Na. N-am făcut bani înapoi, practic. Încă unul. Da, mamă, ce numă, da. Ok, am înțeles. 30.000 pe pachet sau? A, 103. A, e ok, mă, e ok. Tot am pierdut bani. Bun. Dembele 7. Cât costă asta? Cred că e 77, că e ieftin. 326. Nu. Mamă. Ieșim pe profit. Bun. Încă un pachet. Haide. Quadrado, ăsta e bun. Are 95 pace, ăsta e scump. 247.000. Nu mai suport, câți bani fac. Mahrez, Westwood, ăștia. Da. Haide. Salah. Doamne ajută, uite-l, și el face. Da. Nu mai. Ok, mai am două pachete. Haide. Inform rufier, ăsta trebuie să fie scump. Iș. Nu tot am pierdut bani. Pianici, așa-l cheamă, da. Da, ne-am făcut într-un fel banii. Mă rog, pe site-ul ăsta puteți să băgați și la pariuri pe meciuri din viața reală, uite, da. Mai aveți aici ruletă, pachete, deposit coins dacă vreți să băgați așa. Buy credits dacă vreți să cumpărați cu bani reali. Gen, uite, uitați-vă cât de ieftine pe PC față de Xbox One, adică e mult mai avantajos pe PC. Mai aici aveți how-to, niște tutoriale și cam atât. Aveți un link în descriere de la site dacă vreți și voi să deschideți pachete. Am ieșit pe profit undeva la 200.000 de coins, ceea ce e foarte, foarte, foarte tare. Bun, deci cam atât acest episod. Eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!